Este un soi de roșii italian, l-am adus de 3 ani de zile la noi în țară și merge foarte bine. Aceste roșii sunt cultivate de Laurențiu în solariile sale din județul Gorj. A plantat în jur de 4.000 de fire, iar acum culege roadele. Gustul și îngrășămintele 100% naturale fac diferența. E un soi de roșiu care are foarte mult gust, are o textură frumoasă și și rezistente, s-au aclimatizat la noi. A ales un soi de roșii străini, iar investiția este consistentă, dar și profitul pe măsură. Un kilogram din aceste roșii giganți se vinde în piețe cu 12 lei, aproape dublu față de prețul unor roșii obișnuite. E mai costisitor pentru că o sămânță din asta e în jur de 3 lei 54 lei, în schimb celelalte e sămânța 20 de bani, 30 de bani. Deci o investiție foarte mare în înființarea unei culturi, un solar. Spre exemplu, pe mine mă costă în jur de 5.000 de lei să-l înființez solarul. Peste 95% din roșiile produse în serele și solariile de la noi sunt din semințe aduse din import, o spune directorul Băncii de Resurse Genetice. Excepție sunt roșiile Inimă de Bou sau Buzău 1600. Cel mai apreciat în piață este soiul Inimă de Bou, care poate produce fructe foarte mari, chiar peste un kilogram. Pentru spații protejate, cercetarea nu a putut ține pasul cu companiile din afară, a fost subfinanțată și de aceea nu avem creații românești pentru spații protejate. Specialiștii spun că în aproximativ o lună vor apărea în piețe și roșiile românești cultivate pe câmp.